Un copil scrie o scrisoare către Moș Crăciun. Nimic neobișnuit până aici. Dar dacă va spune că personajul nostru a scris cu fruntea, pentru că este pe jumătate paralizată. Pe noi povestea Eoline din Slobozia ne-a înfiorat și ne-a înduioșat deopotrivă. Are 17 ani și jumătate și nu vorbește. Dar zâmbește, mereu zâmbește. Chiar și când urcă și coboară treptele pe brațele părinților. Un chin pentru fiecare. Ei bine, în scrisoarea ta stată cu fruntea la calculator, Eolina îi cere moșului un dar mai special. Să o ajute să coboare scările. Ar putea face asta cu un aparat mobil special, unul care depășește însă ca preț puterile financiare ale familiei. Acum punem dispozitivul care scrie la laptop și la telefon. Scrie-le oamenilor ce-ți dorești tu de Crăciun. Da? Scrie Moș Crăciun. Așa și începe scrisoarea o fată de aproape 18 ani. O ajută să-și spună cu ajutorul literelor de pe tastatură toate gândurile. Povestea ei începe însă în urmă cu 17 ani și jumătate, când mama Eolinei era la maternitate, cu ea un medic stagiar. M-a lăsat foarte mult în travaliu, a înghițit lichid amniotic. A urmat apoi diagnosticul pentru pruncul abia născut, tetrapareză spastică. Copila nu poate vorbi și e paralizată. Așa încep anii copilăriei în spatele căreia se adună râuri de lacrimi. De multe ori când ieșeam cu ea, ca să adunăm copiii pe lângă noi, la nisip, aduceam un sac de jucării, puneam pe lângă ea și în felul ăsta atrăgeam copiii la ea. Pentru Eolina a urmat adolescența, în care a învățat tot timpul. Nu a știut însă ce înseamnă să aibă un coleg de bancă. A studiat mereu acasă, sub îndrumarea unui profesor. La început am încercuit variantele de răspuns corect, apoi am început să scriem cuvinte, să alcătuim propoziții și texte. Nu se poate ca toți profesorii să vină la Eolina. Asta ar însemna o muncă mult prea mare pentru liceu. Și nu, mai bine duceți-vă voi la o școală specială. Ei au plecat frunțile. Doar Eolina și-a păstrat zâmbetul pe chip. Pentru ea, părinții își doresc acum un aparat mobil ca să poată să coboare și să urce scările cu ea fără să se prăbușească, așa cum s-a mai întâmplat. Dacă o mai scap odată, poți să-i rup mâinile, poți să-i rup mijlocul. Aparatul costă 4.000 de euro și, din păcate, familia Eolinei nu are acești bani acum. De aceea apelează la ajutorul tuturor celor care îi pot oferi un mic cadou Eolinei de Crăciun. Puteți da orice sumă în contul deschis pe numele mamei, Geleria Pantazii.